Andrei Mureșanu, adeseori scris și Mureșianu, s-a născut în data de 16 noiembrie 1816 și a fost poet și revoluționar român din Transilvania. Cea mai de preț operă a lui este Un răsunet, cunoscută de toată lumea drept imnul Deșteaptă-te române. Andrei Mureșanu s-a născut în Bistrița, iar copilăria, precum și întreaga sa viață, au fost profund marcate de lipsa banilor. A fost singurul din frații săi care a reușit să facă școală și s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai buni elevi. În 1832 s-a mutat la Blaj ca să-și continue studiile. Aici a legat o prietenie profundă cu George Barițiu, istoric și publicist. Cei doi erau de nedespărțit, iar când Barițiu a plecat la Brașov, și-a luat și amicul în orașul de sub tâmpa. A devenit învățător, iar mai apoi profesor și în paralel scria la două gazete, Foaie pentru inimă, minte și literatură și Gazeta de Transilvania. Mureșanu s-a aflat printre fruntașii Revoluției din 1848. Atunci a și scris Răsunetul, care a devenit marșul revoluționarilor români transilvaneni. După Revoluția din 1989, versurile lui Mureșanu s-au transformat în imnul României. Revenind la Revoluția Pașoptistă, după ce aceasta a avut loc, Mureșanu s-a stabilit la Sibiu, însă nu o ducea deloc bine cu banii. Nici când s-a pensionat n-a reușit să se descurce mai bine. În 1862 a publicat o carte cu poezii care spera să-i crească veniturile, însă volumul din poeziele lui Andreiu Mureșanu se vindeau greu, iar poetul era din ce în ce mai amărât și bolnav, și la fel a și murit, în sărăcie. Cu toate acestea, Casa Memorială Andrei Mureșanu, locul în care a crescut poetul, este un motiv de mândrie al bistrițenilor. Aici se regăsesc mari colecții de carte, dovezi ale Revoluției Pașoptiste, dar și scrisori și publicații ale poetului.